Sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salome au cumpărat miresme ca să vină să lungă pe Iisus. Și dinspre dimineață, în ziua cea din tâia săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt și ziceau între ele, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată, căci era foarte mare. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb și s-au spăimântat. Iar el le-a zis, nu vă înspăimântați. Căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit. A înviat, nu este aici, iată locul unde l-au pus. Dar merge și spune ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus vouă. Și ieșind au fugit de la mormânt, căci erau cuprinse de frică și de uimire. Și nimic n-au spus, căci se temeau. Slavă ție, Doamne!